Viorel Stegaru suferă după ce Vulța s-a afișat cu noul iubit. Fostul soț al Veronica îi dă de înțeles că trece prin momente dificile, mi-ai rupt inima o la o zi distanță de când Vulța s-a afișat cu noul iubit, Viorel Stegaru a dat de înțeles că ar suferi. Fosta lui soție este împreună de mai mult timp cu actualul partener, cu care s-a mai afișat și în urmă cu o lună în timp ce Viorel Stegaru se ocupă de creșterea celor doi copii din căsnicia cu vulpța. Veronica Stegaru pare că și-a găsit liniște alături de noul iubit, cu care s-a afișat, pentru prima dată, în luna septembrie. De când s-a aflat că Veronica și Viorel Stegaru nu mai formează un cuplu, bărbatul s-a ocupat exclusiv de creșterea celor doi copii spunând că Vulța nu s-a mai interesat de copii și chiar a uitat de ziua de naștere a fiicei sale. La doar o zi distanță, Viorel Stegaru a postat o imagine, dar și câteva versuri din melodia Nostalgia, a artistei Ami, moment în care dă de înțeles că ar suferi după Vulța, care are deja o relație cu un alt bărbat. Mi-ai rupt inima și de atunci e la tine melancolie. După ani și ani te-ai întors la mine. Sunt versurile postate de Viorel Stegaru pe Instagram.